Eu am urmărit până la un punct anunțurile făcute din acea zonă. Am auzit și de declarația președintelui Vladimir Putin. Am luat-o per prima ca o declarație mai mult politică și nu am cunoștință de studiile pe care ei le au vis-a-vis de aceste vaccinuri pe care le propun. Vedeți, atât vaccinul produs de AstraZeneca cât și vaccinul produs de Pfizer sunt deja în studii de faza a treia. Dincolo, nu am niciun fel de informație vis-a-vis de eventuale studii care să susțină declarațiile care s-au făcut din acea zonă, deci din acest motiv practic nu se pune problema la ora asta de a achiziționa vaccinuri din acea direcție.